Iohannis a prezentat ieri 10 puncte referitoare la viziunea sa pentru viitorul NATO într-un editorial de opinie publicat de Politico. Despre acest subiect discutăm cu profesorul Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Așadar, domnule profesor, ne uităm la anunțul pe care l-a făcut președintele României, Klaus Iohannis, în contextul în care, deși nu și-a anunțat candidatura oficial și Mark Rutte a fost vehiculat pentru aceeași funcție, care sunt, în opinia dumneavoastră, șansele președintelui României de a ocupa această funcție de secretar general al NATO? Așa cum arată scena la ora actuală, s-ar putea să aibă șanse. Pentru că deocamdată scena este goală. În afara acelei candidaturi potențiale a lui Mark Rutte, în rest nu există pretendenți. Asta probabil că reflectă și nivelul de leadership pe care îl avem la nivel internațional, mai ales în această zonă euroatlantică, problemă care a fost ridicată de mai multe ori în ultimul timp și este disecată de analiști. Avem o problemă de leadership. Ori singura propunere care vine în numele României, cum spune comunicatul domnului Klaus Iohannis, ar putea fi o șansă. De ce? Avem câteva țări care sprijină această candidatură. Mă refer la țările din grupul de la Visegrad, cărora li se adaugă Bulgaria, da? Li se adaugă Bulgaria. Este vorba de fapt de țări nepățite. Țările care au o experiență istorică recentă cu vecinul de la răsărit, Rusia, țările care au încredere în prunca lor, în reprezentant al României. Uitați, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, da, mulțumesc. Este o susținere care s-ar putea să cântărească un balanț pentru că orientarea spre răsărit a celor care numesc în funcțiile de conducere europene și e tot mai evident. Iată de ce, dacă Statele Unite și-ar da acordul, înțelegeți ce spun, că se spune Statele Unite sunt cu Marco Rutte și că da. Păi, asta voiam să spun, că ne uităm puțin și la statele care îl susțin pe Mark Rutte, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Marea Britanie. Se știe că de-a lungul vremii, în momentul în care Statele Unite ale Americii au susținut un potențial candidat, acesta a și câștigat, însă Mark Rutte nu și-a anunțat încă această intenție. Pe de altă parte, Ungaria a anunțat oficial că nu va avea Mark Rutte susținerea, exact. Și este nevoie și de un vot în unanimitate al țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Deci, Mark Rutte nu este o propunere oficială, este o discuție deocamdată. El este doar o discuție. Deci ceva potențial a fost făcut așa ca o idee adus în discuție. Și Statele Unite n-au zis nu. Și au zis da, dacă ar candida, l-am sprijinit. Dar asta nu înseamnă că nu ar putea sprijini un contracandidat. Pe de altă parte, s-ar schimba balanța pentru președintele României, Klaus Iohannis, dacă Mark Rutte își anunță oficial această candidatură pentru funcția de secretar general al NATO? Da, în momentul în care s-ar actualiza propunerea cu Mark Rutte s-ar schimba, pentru că oamenii ar avea un obiect de activitate concret. Deocamdată este doar o presupunere și de aceea avem o anumită expectativă. Dacă observați că s-au pronunțat foarte puține state pro sau contra, deocamdată se așteaptă. În privința lui Mark Rutte, mai există o speculație făcută de presă, presa externă, referitoare la faptul că acesta și-ar dori să aibă postul în cadrul Consiliului European. Probabil că acolo ar fi mai potrivit pentru el. El știți care e problema lui? E o problemă de atitudine și de comportament personală. Nu este vorba de țara pe care o reprezintă, este absolut respectabilă,
are o atitudine de asta de, cum să vă spun eu, de fost imperiu colonial, cum a fost Olanda. Are o anumită, dar se numește în termeni științifici șovinism de mare putere. Are o această aroganță și această atitudine condescendentă față de noi veniți în Uniunea Europeană, noi veniți în NATO și noi am simțit și noi, am resimțit această atitudine pe pielea noastră, atitudinea față de România. Și chiar opoziția pe care a făcut-o la intrarea în spațiul Schengen a Bulgariei. Deci sunt o serie întreagă de date care îi fac un profil moral, politic, dezavantajos. Și s-ar putea să pici la un vot, chiar dacă s-ar anunța în mod concret candidatura. Dar deocamdată singurul candidat este Klaus Iohannis, ca să fie clar. Și în opinia dumneavoastră, s-ar fi lansat președintele Klaus Iohannis într-o asemenea cursă pentru șefia NATO, dacă nu ar fi fost sigur că ar putea obține acel post de secretar general al NATO? Doamna Mihai, din câte îl pot cunoaște, că nu l-am cunoscut personal, în afară de faptul că am dat mâna de două ori cu domnia sa, nu ne cunoaște. Dar din experiența pe care o am după 4 decenii de învățământ, care mi-au trecut prin fața ochilor și de multe ori și prin mână mii de tineri, vreau să vă spun că nu cred că domnul Klaus Iohannis ar face un pas fără să se asigure. Este tipul de personalitate care calculează cel mai mic pas ca să iasă bine la bătaia pe prag, cum se spune în sport. Deci nu cred că nu a vorbit și nu a luat niște asigurări de la autorități care trebuie luate în considerare. Bun. O să vă rog acum să rămâneți în continuare cu noi, pentru că aș vrea să vorbim puțin cu dumneavoastră și despre ceea ce se întâmplă pe plan intern. De ce este crâncenă pentru lupta pentru Primăria Capitalei? Pentru că mizele sunt și ele uriașe. Primăria Capitalei poate fi o rampă de lansare pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni. Tocmai de aceea Gabriela Firea își dorește încă un mandat pe care partidul nu ar prea vrea să îl gireze. În plus, este instituția cu un buget de peste 10 miliarde de lei, mai mare chiar și decât cel al unor ministere din Guvernul României. Iar dacă la nivel individual am clarificat de ce este important în portofoliu un mandat de primar general, la nivelul coaliției planurile sunt și mai ambițioase, pentru că Partidul Social Democrat ar ceda candidatul comun în fața PNL, dar ar vrea aceea susținere pentru alegerile prezidențiale. Adică PNL ar trebui să renunțe la cursa pentru Palatul Cotroceni. Așadar, domnule profesor, cum vedeți această cursă pentru Primăria Generală a Capitalei? Pentru că am văzut că timp de 2 săptămâni, poate chiar mai bine, s-au făcut sondaje, au fost testați posibili candidați. Gabriela Firea din candidatul deocamdată este posibil să ajungă candidatul niciodată. Vedem că este foarte greu pentru coaliție să vină cu un candidat și mai mult decât atât, mâine este posibil să anunțe liderii coaliției că vor merge pe drumuri separate fără un candidat comun. Îmi place tipul de abordare pe care îl aveți în analiza dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, noi nu trebuie să vedem în aceste curse doar o competiție între persoane, între indivizi. În spatele lor sunt interese mari, mari interese ale unor grupuri de interese și care se concretizează în lupta politică, între formațiuni politice. Aveți mare dreptate, pentru că formațiunile politice gândesc Primăria Capitalei ca pe o trambulină pentru Cotroceni. Și asta s-a întâmplat și cu Victor Ciorbea, s-a întâmplat și cu Traian Băsescu, se poate întâmpla și cu un candidat al PNL, PSD sau al coaliției. Iată de ce, și care ar asigura un fel de permanentizare la putere, la conducerea României a acestei coaliții. Iată de ce aveți dreptate, mițele sunt mai mari decât ne par nu. Pentru Nicușor Dan nu este o miță de mare, mai mult e vorba de un proiect personal. Este o ambiție de matematician genial, este el format, are o minte setată pentru așa ceva, este genul de lider care nu este orientat spre relații, este orientat spre sarcină, așa se
clasifică liderii în teoria leadership-ului, este centrat pe sarcină și o face, indiferent de ce zic ceilalți. De aceea observăm că la el există o relaxare în raport cu părerea electoratului, în raport cu alții, în comparație cu alții oameni politici, care tot timpul fac campanie electorală. Domnule profesor, dar de ce este atât de greu pentru coaliția de guvernare să găsească totuși acest candidat comun? Vedem că e posibil să meargă pe drumuri separate, un candidat care să-l înfrângă pe Nicușor Dan. Adevărul că e criză de resursă umană, peste tot și la toate nivelurile. Și în toate domeniile și la toate nivelurile. Este o mare problemă să găsești un om și nu s-a ocupat din timp. Doamna Mihai, marea problemă a formațiunilor noastre politice în ultimii 30 de ani este că nu au politică de cadre. Cum avea Partidul Comunist aflat la putere timp de 40 de ani. Deci asta e marea lor problemă. Nu își cresc cadrele. Nu cresc pe cineva în perspectiva unui plan de carieră politică și pentru o anumită funcție. Eu am impresia că acest lucru îl fac doar serviciile secrete. Este una dintre preocupările lor, dar profila pe un anumit personaj pentru un anumit rol politic. Dar partidele nu fac. Și acum când caută în propria ocradă, nu găsesc. Asta e marea lor problemă. Nu găsesc nici un om care să aibă profilul moral politic de învingător, care să-l învingă pe Nicușor Dan, și nu găsesc nici un om care să fie la win-win, adică un fel de compromis ăsta de câștigăm amândoi câte ceva. Nu-l au. De-aia târzie și se tot bâlbie. Și n-ar fi spus ca până la urmă să ne trezim tot cu Gabriela Firea, pentru că în lipsă de altceva mai bun s-ar putea să avem un astfel de... Dar ar avea Gabriela Firea șanse reale în fața lui Nicușor Dan? Doamne, ei deja formează niște povești, sunt niște legende, se confruntă două mari narațiuni aici. Gabriela Firea, care a făcut niște lucruri în București, dar care nu a făcut multe altele și care poate fi infinuită de multe lucruri, parte dintre ele le-a spus Nicușor Dan în campanie. Pe de altă parte, Nicușor Dan, care vine și spune, eu vreau să nu cresc sedile. Nu mă interesează, suferiți că o iert de fric sau de fără apă caldă, dar eu înlocuiesc sedile, că nimeni nu le-a făcut până acum. Toți s-au gândit la calcule electorale și că la faptul că pierd votul. Și n-au făcut ceea ce nu se vede. Pentru că mare dezavantaj al Nicușor Dan în fața majorității București este că ce face nu se vede, este un pământ. Bucureșteanul ar fi mult mai încântat să vadă paseluțe în cismiciu și borduri noi pe străzi decât să îi spui tu că se pierdea gen termic și că tu ești bine ca să nu mai avem pierderile alea. Asta le știu doar funcționarii publici care calculează lucrurile astea și pe tabelele. Când au de plată, de plătit niște note de plată la funcție. Dar omul simplu de plată nu știe. Și dacă văd o doamnă frumoasă, elegantă și care vorbește bine și care profite lucrurile încântătoare, sunt în stare să voteze pe ea. Deci aici, în ceea ce privește psihologia socială, percepția asupra personajelor, și tot ce înseamnă star sistemul din politica actuală, știți că se vorbește de statul de acolo, toată evoluția asta îl dezavantajează pe Nicușor Dan și avantajează pe doamna Gabriela Firea. De aceea vă spun, dacă ar fi mai lucis și mai degajați de presiunile și toate părțile, ar continua asupra ei, nu asupra celor doi care sunt